Reprezentanții Alianței România Dreapta au continuat seria întâlnirilor care au ca scop lansarea candidaților într-un mod inedit. Pentru întâlnirea cu tinerii din Mehedinți au ales un loc în care aceștia să se simtă în largul lor. Discuțiile s-au purtat în mod liber și prietenos, fără constrângerile unei reuniuni anoste într-o sală de ședință, în care tinerii să fi fost inhibați. O Românie în care să avem dreptul la liberă exprimare, o Românie în care să nu ne fie teamă să ne putem spune public orientarea politică, să nu ne fie teamă pentru locul de muncă, al nostru, al familiei. România aș dori să fie o țară prosperă, sigură, să nu fie frică să merg pe stradă. În cadrul întâlnirii, reprezentanții Alianței România Dreapta au ascultat problemele ridicate de tineri și le-au prezentat modul în care văd ei viitorul. Vrem să continuăm ce am început în Severin și în Mehedinți, și anume modernizare, într-un cuvânt, crearea unui mediu favorabil, prietenos, propice pentru a locui, a munci și a trăi în această comunitate. Tinerii ocupă un loc aparte în planurile noastre pentru că au aspirații foarte mari, au dorințe foarte mari și suntem datori să ne gândim în primul rând la ei și să reușim să-i facem să rămână aici acasă, nu să caute împlinirea, aș spune, în alte locuri din România și din Europa. Este foarte clar că tinerii reprezintă motorul de dezvoltare al țării sau principalul motor de dezvoltare. Ei sunt cei care vor face schimbarea. Noi în Mehedinți am avut o mare problemă. Nu am avut infrastructură. Din acest moment avem centură, avem infrastructură, avem drumuri, trebuie să găsim soluții pentru a aduce investitori și pentru a ne ține tinerii în județul Mehedinți. România are nevoie de Uniunea Europeană, de fonduri și investiții, de sprijin pentru consolidarea democrației. România tinerilor trebuie să fie o Românie europeană care să le asigure egalitate de șansă cu ceilalți tineri ai Europei. Și pentru asta noi avem mari responsabilități. Avem responsabilitatea de a-i forma din punct de vedere profesional și calitate de om. Tinerii sunt cei care au tăria de a începe marile proiecte, au forța de a îndrăzni să depășească greutățile. În discernământul lor stă puterea de a pune România pe calea cea dreaptă. Sunt unul dintre tineri. Problemele pe care le au ei le cunosc foarte bine, le-am avut și eu. Sunt probleme comune. Ce probleme au părinții, uneori se răsfrâng și asupra lor. Lipsa unei perspective, lipsa locurilor de muncă îi afectează și pe ei. Mesajul pe care vreau să-l transmit tinerilor este că vom face tot posibilul să rezolvăm aceste probleme. Ca și mehedințean, le spun că va veni un moment în care trebuie să aleagă pentru viitorul lor, în care trebuie să hotărască dacă vor să aibă un mehedințean pe care să-l întâlnească pe stradă, să-l întâlnească în oraș, și să-l întrebe ce a făcut pentru ei sau dacă vor să aibă pe cineva pe care să nu-l vadă decât cel mult la televizor. Sunt mehedințean, sunt tânăr, îi aștept pe mehedințeni și pe tineri alături de noi. În perioada următoare, politicienii Alianței România Dreaptă se vor întâlni cu reprezentanți din toate domeniile de activitate pentru a afla care sunt dorințele mehedințenilor.